Luni 2 ianuarie 2023, mă aflu în localitatea Dârza din județul Dâmbovița, acasă la domnul Nedelcu Gheorghe, maestru Nedelcu Gheorghe, și acum am plăcerea deosebită să stau de vorbă cu un bun prieten de-al dânsului, un columbofil de valoare de aici, tot din Dârza. Este vorba despre domnul Petre George, da? Cu care am mai stat de vorbă, vă salut și eu, în urmă cu câțiva ani de zile. Parcă domnul George era în cadrul unei expoziții columbofile la bufte, dacă nu greșesc, nu? Da, cred da, că am stat de vorbă. De fapt, un singur interviu am avut, nu am avut. Și ăsta al doilea, sper să nu fie și ultimul. Al doilea, să sperăm că nu. Cu viitor să te reapuci. Trebuie să spunem că între timp tu te-ai lăsat din 2019 de Porumbei, nu? Ai fost obligat sau de ce? A fost ultimul an, am avut niște probleme da. Financiare și a trebuit să plec în afară. Cu durere în suflet te-ai lăsat de ei, da. Exact. Am înțeles că e împrăștiat așa mai mult pe la prieteni, nu? Sau cum a fost când ai dat da, Porumbei? Da, da, da. De ce ai de unde să iei înapoi? Oricând. Oricând pot să recuperez o parte din ei, nu da, toți, sigur. E normal, dar am de unde, am de la Nedelcu Gheorghe, care de la el am avut primii Porumbei. El m-a ajutat foarte mult, am ieșit și în evidență, așa, cât un pic, nu prea mult, dar bine, tu ești tânăr încă, ai tot viitorul în față. Să sperăm că ideea să ai pe timp, viitor, da. Pe viitor, eu știu, în viitor apropiat să îi facem iar. Să-i postezi. Ți-a rămas crescătoria acasă? Cotețele mai sau le-ai dărâmat? Nu mai am nimic, nu mai am dărâmat, nu mai am crescătoria, dar pe viitor, dacă suntem sănătoși, asta contează cel mai mult. O refacem bună. Ce îți plăcea cel mai mult să zbori înainte să... Fondul și maraton. Fondul și maraton, nu? Fondul și maraton. Acolo s-au încadrat Porumbei. Mi-ar place și viteză de mifond. Zburai văduvie atunci? Mi-a fi plăcut, de fapt, dar... Da, văduvie, semi-văduvie. Semi-văduvie, nu? Ceva de genul, da. Mi-ar fi plăcut și viteză de mifond, dar nu am avut Porumbei pentru... Porumbei care i-am făcut prima dată, acolo s-au încadrat. Fond da. Și maraton. Da. Și din cauza asta a rămas pe fond și pe maraton, da. Pasiunea asta columbofil o moștenești de la cineva din familie, George? Nu, din familie, de mic copil, mulți crescători de porumbei. Columbofile erau mai puțini, acum 20 ceva, 30 de ani. Da. Dar mulți crescători de porumbei aici la noi și de acolo a venit pasiunea. Pe stradă aici, la domnul Nedelcu, am înțeles că în 500 de metri sunt 6 crescători. Da, da. Este? Sunt rude între ei. Rude, vecini aici. Și prieteni. Suntem... Ce să zic, sunt crescători buni, ce să vă povestesc de Nedelcu, da, acum chiar, de da. Bucur Gheorghe, da, care da, sunt da, renumiți da, da, da. Pe vremea de... Daniel când, Nan, da. Da. Nu, vorbesc de crescători... Da, vechi, nu? Sunt mai în vârstă, da. Nu? Da, da, da. Nedelcu, Bucur Gheorghe, care sunt aici pe zona noastră de ani de zile, de da. Când știu eu, de când... Da, erai copil, nu? Da, da. Ei zburau când erau la SC, la, eu știu, pe la... La 16 februarie, pe la, nu mai știu pe unde era. 16, da. Ceva de gen. Au zburat și pe la Grivița, din ce știu, și pe la... Făceau ceva distanță până acolo, că e, sunt câțiva kilometri, bun până acolo. Să duceau, vă dați seama, că la început să duceau cu trenul, cu burdufele, cu un tren. Cu... Am prins și eu la SC, mergeam și ajutam. Da? Eram copil de mici. Te-a spune acum, chiar dacă te-ai apucat de, te-ai lăsat de porumbei, când mai mergi pe stradă, nu mai ridici capul după un stol, așa, și dacă acolo unde sunt, unde văd porumbel, chiar dacă nu e porumbel, e sălbatic, imediat, ce să vă spun, e, rămâne în sânge, rămâne că, mai ales că eu m-am implicat și un pic cam mult, am vrut să fac ceva cu porumbei ăștia și chiar am realizat, nu cine știe ce, dar cât de cât. Era un început promițător, da. Am fost, cât se nezbura până în 2019? Din 2012 la 7 ani, nu? La Pui până în 2019. 7 ani. A, faci ceva. Ți-ai petrecut ceva timp între ei. Da, am avut rezultate foarte repede că m-a ajutat Nedelcu, care... Și cu porumbei și cu sfaturi, probabil, nu? Cu tot. Cu un perechier la început. Cu tot, cu tot. Porumbei lui... Da, dar vezi că a avut și pe cine să învețe, pentru că ai fost receptiv. Trebuie să... Ce să vă spun? E cheltuială mare cu porumbei. E, da, a ajuns un sport scump, într-adevăr. Pierdut, deci foarte costisitor și... Ce să vă spun? Așa e. E de... Dar mă bucur să știi când vă crescători tineri așa ca tine și pasionați da. Și... Din păcate, momentul ăsta nu e foarte prielnic pentru tine, că ai avut, ai alte obligații, dar sunt convins că o să revii. Pe primul plan, ce să vă spun, e familia și apoi... Apoi vom vedea dacă mai... Dar eu sper că în viitor apropiat să ajung iar la acolo, la provinciale, nu la naționale. Am avut și un loc 3 național, dar ce să vă spun?
E greu. E bine. Cu porumbei e greu. E, trebuie implicare financiară, sufletească, timp pierdut. În primul rând, trebuie să-ți permiți. Cine își permite și cine, așa, în ziua de astăzi, cine are rezultate, își permite. Fără să-ți permiți din toate punctele de vedere, nu poți să ai rezultate. Da, da, corect. Și nu. Sunt porumbei, de exemplu, aici la Nedelcu. Eu vă spun că am făcut și puteam să ajung mult mai departe cu ei. Adică mai îmi trebuia vreo 2-3 ani. Și ajungeam la naționale exact așa ce îmi duram eu, da? Pe viitor să sperăm că sunt porumbei care nu sunt pretențioși, nu sunt... nu implică nu știu ce programe, sunt porumbei din linie veche, care... Cu imunitate bună, da? Cu sănătate, da, bună. Care nu se pretinde numai la fel de fel de... mă refer din punct de vedere recuperator. De trebuie cine știe ce... produse, cine știe, sunt porumbei care sunt pentru toate buzunarele. Adică și pentru ăla care își permite și pentru ăla care nu își permite. Deci permite să dea mai mult și pentru altul, exact, care e mai... Porumbei care nu sunt pretențioși. Da. Nu sunt pretențioși și porumbei vechi, liniile veche. Van Hasten, ce are Nedelcu aici? Van Spital. Van Spital, da. Arden. Da. Stichel. Stichelbau, da. Așa. Van Hasten, care... Da, așa. Așa e. Dar ce să vă spun? Mă bucur că am stat de vorbă cu tine. Și eu mă bucur și... Că ai reușit de convins să spui câteva cuvinte. Păi, da, eu nu vroiam, nu că nu vroiam. Eu nu mai sunt în momentul de față între ei cu zborurile, cu alea și am zis că nu e momentul, că nu e cazul, da? Ai văzut că am reușit să am legat un subiect, da, frumos, da, 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 împreună. Ce să vă spun? Te felicit pentru rezultatele obținute. Atât câte au fost? Atât câte au fost, da. Să sperăm că pe viitor... Vor mai fi în continuare și la un nivel și mai mare. Mulțumesc. Da. Te salut, domnule. Vă salut, domnule. Numai bine, cu stimare.